fiul meu, să nu te împleticești în lucrurile lumii acesteia, ca să te poți pocăi. Ține-te de dreptate, de adevăr, de dragoste și de frica lui Dumnezeu. Fii blând, nepizmătăreț, ascultător și răbdător, urând cuvintele cele grozave și necurate, și vei vedea pe Dumnezeu. Fie-ți dragă te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima și vei vedea pe Dumnezeu. Urăște pofta bucatelor, ca să nu te înconjure patimile amalicului. Fii treaz în rugăciune, ca nu cumva să te mănânce fiara. Fugi de vin, ca să nu te lipsești de veselia lui Dumnezeu. Iubește săraci, ca să fii miluit. Iubește pe sfinți, ca să te tragă fierbințeala râvnei lor către Dumnezeu. În toate zilele socotește-te de care porunca lui Dumnezeu ești lipsit. Totdeauna cugetă dacă ai omorât vreo poftă a trupului și dacă da, atunci adu laudă lui Dumnezeu, că pentru a lui milă a fost aceea. Nu gândi întru tine însuți că te-ai îndreptat cu ceva înaintea lui Dumnezeu, căci este scris, când veți face toate câte vă sunt poruncite, să spuneți că robi neharnici suntem. Nici să gândești că de acum ești bun, că nu te vor crede vrăjmașii tăi, nici să te nădăjduiești spre trup. Cel ce se teme de draci, acela arată că nu este întrânsul frica lui Dumnezeu, iar cel ce se teme de Dumnezeu cu toată inima lui, acela este îndrăzneț spre dânsii. Bunătatea face curăție, iar mânia cea iute face patimi, și maica bunătăților este mila, iar umplerea răutăților este semeția. Inima cea împietrită face mânie, iar înfrânarea face liniște. Săturarea somnului naște înverșunarea poftelor, iar curăția sufletului este privegherea cu trezvie. Mulțimea nălucirilor este somnul cel mult, iar floarea minții este privegherea într-o rugăciune. Plângerea gonește poftele, iar râsul face dezlipire de la Dumnezeu. A nu se împodobi omul face smerenie, iar slava omului aduce nepăsare. A cugeta omul totdeauna cele cerești face dragoste cu Dumnezeu, iar grijile lumii acesteia gonesc faptele bune. Cel ce își păzește gura sa, acela își ridică mintea sus la Dumnezeu. Cel ce face voia fratelui său, acela însemnează că vede cu mintea lui bunătățile, iar cel ce își face voia sa arată neînțelepție. Cel ce n-are îndârjire, acela vede pe Dumnezeu. Cel ce nu-și va spovedi cugetele, însemnează și arată că are slavă deșartă. Iar cel ce se va spovedi la duhovnic, acela va goni patimile. Sfârșitul răutăților este a gândi omul despre sine că este drept. Așa cum cariul mănâncă pe copac și gândacii îl fac fără de frunză, așa și pisma pierde ostenelile cărugărului. Aș pune cineva nădejdea în Dumnezeu, face să rabde batjocurile fără întristare. A cugeta și a pofti ca nimeni să nu te grăiască de rău, naște trufie. Nu te nădăjdui în puterea ta și va fi ajutorul lui Dumnezeu cu tine. Nu avea vrajbă cu nimeni, că dacă vei avea, rugăciunea ta va fi neprimită. Iubește adevărul, că tot mincinosul este urât înaintea lui Dumnezeu. Să ai pace cu toți, ca să fii îndrăzneț în rugăciunile tale. Te păzește să nu treacă vreun ceas fără rugăciune, că aceasta aduce lumină sufletului. Și dacă ai făcut lucruri bune, nu te lăuda, iar dacă ai făcut răutăți multe, nu te îngrija de tot, ci numai să le părăsești, ca să nu mai faci, și te vei curăți. De te vor înverșuna cugetele cele rele, tinde către Dumnezeu rugăciuni neîncetate și te vei odihni de dânsele. Mai întâi de toate este tăcerea, iar tăcerea face înfrânare. Înfrânarea face umilință și plângere, iar plângerea face frică, iar frica face smerenie. Iar smerenia face socoteală de cele ce vor să fie, iar acea socoteală face dragoste. Iar dragostea face sufletul să vorbească cu îngerii.
atunci va pricepe omul că este departe de Dumnezeu.